împlinit mai departe pentru Man, ușor incomod, Man cu fața spre poartă, îi trimite lui Bora și este gol! Este offside, golul se anulează. Controversat al acestei partide, încă o dată reluarea. Golul e valabil. Golul e valabil. Sunt parlamentari acolo, asistentul Sebastian Gheorghe înconjurat de jucătorii FCSB-ului. Să vedem care va fi decizia finală a lui Vațegan. Da, li se explică jucătorilor lui Teja de ce a fost luată această decizie. Nase a încercat să-l angajeze pe Rusescu, Junior Moraes intervine, însă slab. Țucudean nu este offside la această fază, ba da, se ridică fanionul ceva mai târziu. Tușierul de pe dacă Popa va juca mingea, dar nu e offside. Nu e offside. Fază foarte grea pentru asistentul Marinescu. A așteptat întâi și apoi probabil să... Suporterii stăniști. Popa pentru Țucudean. Țucudean! Reacutat înspre poartă și tribunele sunt din nou în picioare, solicitând penalti pentru intervenția lui Bejan asupra lui Prepeliță. Popa pentru Țucudean. Cade Prepeliță de aici, nu ne putem da seama. Deci este indiscutabil o cravată a lui Zicu. Aici Căman ar fi trebuit să intervine și să-i dea galben lui Iani Zicu. N-a fluierat fault asupra lui Zicu. Lui cu care ne-am obișnuit până acum, atacuri în valuri ale celor de la Steaua și... Țucudean au sărit ca și avem nevoie de o reluare. Într-adevăr pare o minge jucată cu mâna acolo de Agilovic. Continuă atacul cu Amrun. Marica, gol! Gol, gol, gol! Offside, nu e gol valabil. Stelici evident protestează. E inclusiv antrenorul Laurențiu Reghecan. Imediat vom avea reluări cu acest gol anulat. Nu cred. Era un picior al lui Junior Moraes, care cred îl ținea în joc pe Ciprian Marica. Era acel picior, e adevărat, corpul lui Marica acoperea cumva piciorul lui Junior Moraes, dar în ce am văzut.